am format o familie, a venit primul băiat, a venit al doilea băiat, a venit al treilea băiat. V-ați dorit să aveți o familie numeroasă? Nu mi-am propus niciodată un anumit număr de copii, nu am mers nici pe concepția asta super conservatoare cât de Domnul. În schimb, am zis că da, mi-ar plăcea să am mai mulți copii, nu neapărat numai unul, nu neapărat 10, dar și noi a fost 5 și mi-a plăcut ideea părinților mei. În schimb, situația era un pic dezechilibrată, în sensul că de mic copil mi-am dorit să am o surioară. Când s-a născut penultimul frate al meu, chiar i-am pus, i-am zis la mami că dacă va fi fetiță, să-i punem numele Emma. A fost băiat și i-am pus David Emanuel împreună cu părinții mei. Deci mi-am dorit o fetiță și n-am avut-o. Și ați avut 3 băieți? Da, am avut 3 băieți. Visul acesta de a avea în preajmă și o figură de sex feminin, o surioară sau o fetiță, s-a adâncit și mai tare. Din punct de vedere medical, medicii s-au pronunțat că nu ar mai fi posibil să mai avem copii după cei 3 băieți. Așa că am început să cochetez cu ideea de a adopta o fetiță. Doar că e foarte bine de știut lucrul acesta, că adopția poate fi făcută întotdeauna cu acordul și din toată inima de către ambii părinți. Și ce părere avea soția dumneavoastră de acest lucru? Soția mea, ea e o fire foarte iubitoare, foarte călduroasă, foarte primitoare. În schimb, când a venit vorba de adopție, a fost așa un pic mai reticentă și n-aș putea zice că din rea voință, și mai degrabă și contextul financiar și toate cele recuperările de după nașteri și așa mai departe, poate pe bună dreptate au spus că încă nu. Am încercat eu să o conving, în sensul că eu chiar îmi doream și am zis că cel mai bine ar fi acum, cât copiii sunt mai mici, cât băieții sunt mai mici, ca să se integreze mai bine cu băieții, fetița. Soția nu a acceptat sub nicio formă, însă planurile lui Dumnezeu sunt mai mari decât dorințele noastre sau decât ambițiile noastre uneori. Și Dumnezeu a lucrat și în privința aceasta peste măsură de mult. Am ajuns acasă, i-am spus, uite așa, soția a spus foarte încântată că e frumos planul, că asta, dar încă nu se acceptă încă. Da, Dumnezeu a lucrat și la inima ei. Mereu a ascultat predici, așa, îi picau în mână predici și încurajări în privința aceasta, parcă fără să vrea ea, și cumva se simțea un pic și mustrată că totuși ar trebui să accepte și că totuși e o lucrare frumoasă care ar merita să o facă. Și în luna noiembrie a anului 2022, într-o seară, pur și simplu a venit la mine și mi-a spus: Flavius, ar trebui să-ți aduci adeverința de venit de la locul tău de muncă și eu voi merge să aduc adeverințe de la medicul de familie ca să depunem dosarul pentru adopție. Nu mi-a venit să cred ce am auzit și am zis în sinea mea, nicio problemă, mâine le aduc, ca nu cumva să se răzgândească. Dar totodată am vorbit foarte serios cu ea și am spus: te rog frumos să te gândești bine de tot la asta, riscam să pierd aici. Dar am zis că mai bine pierd la început decât la sfârșit. Și am spus: te rog frumos să te gândești bine de tot, decizia asta nu-i pentru o zi, nu-i pentru două, decizia asta e pentru o viață întreagă. Dacă crezi că poți să-ți asumi decizia asta și mai târziu să nu zici mai bine nu acceptam asta, mergem înainte, dacă nu, nu. Și am spus: mergem înainte. Și de aici am început, să zic așa, calvarul în ghilimele. De ce spun asta? O perioadă de un an și ceva de zile chiar dacă îmi doream, pot să zic că cumva am și stagnat. Am stagnat în dorința asta, deoarece auzeam tot felul de mituri cu privire la partea asta de documentație, cu privire la tot ce trebuie făcut din punct de vedere juridic și așa mai departe. Și mă speria toate actele astea care trebuie făcute, toate procedurile, dar nu a fost deloc așa. Dimpotrivă, chiar mi s-a părut foarte simplu. Toată perioada aceasta de obținere a unui atestat de familie adoptatoare a durat 3 luni de zile și a constat în vizita celor de la Direcția de Protecție a Copilului din județul Bihor la noi acasă. Prima vizită a fost a lor la noi acasă, după care am mers pe rând, odată eu, odată soția la ei, odată împreună și s-a mai repetat ciclul acesta încă o dată. Și pot să spun că au fost foarte deschiși, foarte profesioniști, peste așteptările noastre. Știm că nu toți cei care lucrează la stat sunt profesioniști, dar pe partea aceasta pot să le mulțumesc din toată inima. Ne-au sfătuit, ne-au încurajat, ne-au dat cele mai bune informații și nu a fost nimic greu. Dacă spuneam calvar în ghilimele, pot să vă spun că în jumătate de zi am obținut toate actele de care aveam nevoie să depunem la dosar pentru a putea începe cursul de familie adoptatoare. Deci, nimic mai simplu. Deci nu este, cum zice toată lumea, că este greu, este birocratic? Nu, cel puțin în județul Bihor. Noi am avut parte de un proces destul de simplu, să zic așa. Și dacă sunt persoane care se confruntă cu astfel de gânduri, pentru că în mediul online, și eu mi-am luat informațiile din mediul online, circulă tot felul de idei, că e greu, că e complicat, că e... Da, dacă sunt persoane care și-ar dori să adopte, dar gândul ăsta îi frământă, le recomand din toată inima să încerce, pentru că vor avea parte de o surpriză plăcută. Cam care sunt cerințele minime pentru a adopta un copil? Cerințele minime sunt să ai un loc unde să poate să stea copilul respectiv. Nu ni s-a spus niciodată că copilul respectiv trebuie să aibă, nu știu, o anumită suprafață sau casa să aibă o anumită suprafață. Nu, trebuie un loc, trebuie să ai un venit ca să poți să întreții copilul respectiv și familia întreagă. Și aș zice eu, mai mult decât toate acestea, trebuie să îți dorești din toată inima. Dacă nu îți dorești din toată inima, le poți avea. Sunt foarte multe persoane care primele două chestii le au, poate din abundență, dar nu au pe a treia și atunci nu ajută la nimic. Într-adevăr, nici a treia poți să-ți dorești, dar dacă nu le ai pe primele e un pic mai greu. Dar se poate. Dacă ai un mic locușor unde să crești copilul respectiv și acolo un venit cu care să te descurci și ai o inimă mare ca să poți să-l accepti pe copilul respectiv ca și pe copilul tău, atunci toate lucrurile se rezolvă. Cred că contează cel mai mult, da, locul acela, da, din inimă. Da, da, asta contează cel mai mult și nu de puține ori m-am lovit de întrebarea, da, voi chiar puteți să iubiți un copil adoptat ca și pe copilul vostru? Asta mă gândeam să vă întreb acum, faceți diferență între copiii dumneavoastră și viitorii copii adoptați? Da, pot să zic că da, facem și am făcut de câteva ori și vă pot da exemple. În momentul în care am cunoscut fetițele care noi le-am adoptat, nu ne-am pus niciodată problema că nu o să le putem iubi ca și pe copiii noștri, ca și pe băieții noștri născuți biologic în casa noastră și din contră ne-am pus problema ca în faza asta de început să nu le dăm prea multă atenție și prea multă încât să ceilalți băieți să rămână desconsiderați. Și deci noi am încercat să ne limităm cumva, să ne înfrânăm pe partea asta un pic, să fie toată treaba echilibrată. Niciodată nu ne-am pus problema că nu o să putem. Sunt atâția oameni care în lumea asta iubesc așa de mult un cățel sau o pisică sau așa. Păi cu un copil e ceva mult mai simplu și mult mai fain să iubești un copil. Adică lucrurile se construiesc așa.